Doamnelor și domnilor, bun găsit! Eu sunt Dan Gabor, vă invit să urmărim știrile orei 18. Klaus Iohannis a mers astăzi în vizită la tabăra de refugiați de la Siret. Este punctul cel mai fierbinte de la granița României cu Ucraina, locul prin care trec zeci de mii de refugiați care fug din calea războiului pornit de Vladimir Putin. Această situație, acest război neprovocat, nejustificat, pornit de Rusia împotriva Ucrainei, a generat o catastrofă umanitară. O catastrofă umanitară care a făcut sute de mii de ucrainieni să-și abandoneze casele, să se refugieze și mulți dintre ei ajung și la noi în România, unde sunt bine primiți. Președintele Klaus Iohannis a mulțumit românilor care au pus umărul fiecare cum a putut la ajutorarea ucrainienilor alungați din propria țară, dar și autorităților care au organizat taberele de la granița cu Ucraina în timp record. Mulțumesc tuturor românilor și organizațiilor umanitare care din prima oră au fost prezente în Vâm și au primit, așa cum se cuvine, pe refugiații din Ucraina. Dar merită, după părerea mea, subliniat că și autoritățile și-au făcut datoria, începând de la forțele Ministerului de Interne, la Consiliul Județean, la primării, care toate s-au implicat și au organizat munca, au adus forțe din altă parte și într-un timp record au realizat aceste tabere, fluxurile din Vămi. Klaus Iohannis a vorbit și despre Centrul European pentru Donații care va fi organizat la Suceava. Această situație, după evaluarea noastră, va continua destul de mult, iar complicațiile se vor agrava. Noi credem că această catastrofă umanitară se va extinde, va fi nevoie de foarte mult de ajutoare și aici, dar și în Ucraina. Pentru a veni în sprijinul celor care rămân în Ucraina, am decis să amenajăm aici, în județul Suceava, lângă aeroport, un centru logistic pentru ajutor umanitar, un centru logistic european. Acest centru logistic sau un hub, cum se numește în ziua de astăzi, va funcționa sub umbrela protecției civile europene. Președintele Klaus Iohannis a reafirmat că NATO nu va fi implicată în conflictul militar din Ucraina și nici România nu va fi implicată în acest conflict. Cât despre un scenariu similar cu cel din Ucraina care s-ar aplica și în Republica Moldova, șeful statului spune că nu crede că se va ajunge până acolo. Noi pornim de la scenariul în care acest conflict nu se va extinde. NATO nu va fi implicată în acest conflict militar și nici România nu va fi implicată în acest conflict. Rolul nostru pe care îl vedem este cel pe care l-am descris. Ajutăm pe cei care se refugiază, vom ajuta și pe cei care rămân în Ucraina, iar cu Moldova suntem într-o relație foarte strânsă și suntem hotărâți ca în situația în care, în care umanitar este nevoie de ajutor să intervenim și acolo. Nu avem acum date care să arate un scenariu că Moldova ar fi amenințată. Președintele Klaus Iohannis a reiterat ideea că România este acum mai protejată ca oricând, iar românii nu trebuie să se teamă de un conflict pe teritoriul țării noastre. Noi nu calculăm acum un scenariu în care România să fie implicată în conflict sau să fie amenințată. Eu pot să spun un lucru simplu. Aici, în România, suntem acasă, asta este țara noastră, și aici rămânem. Nu credem că se va extinde conflictul. Pe de altă parte, este foarte clar că aici avem un agresor care este Rusia și noi trebuie să facem tot ce trebuie pentru a
ne proteja și a asigura o defensivă pentru statele noastre. Și în acest sens, da, este de dorit și este destul de probabil să vină forțe din NATO mai aproape de flancul estic. În decurs de doar 10 zile, aproximativ 1,2 milioane de oameni au plecat din Ucraina din cauza invaziei rusești. Situația riscă să se agraveze însă de la o zi la alta, întrucât ONU a avertizat că alte câteva milioane de oameni au fost nevoiți să-și abandoneze locuințele. Așa arată un tren care tocmai a plecat din Harkov. Vagoanele sunt pline de oameni, iar pe culoare de-abia se mai poate trece. De la începutul războiului, Harkovul a fost unul dintre cele mai bombardate orașe, iar armata rusă îl asediază neîncetat. Aceeași disperare și teamă de război și în gara din Kiev, situată la doar câțiva kilometri de forțele rusești. Inclusiv bărbații încearcă să fugă, doar pentru a fi opriți de soldați sub amenințarea armei. Peste 1,2 milioane de oameni au fugit până acum din Ucraina, iar potrivit ONU au mai fost dislocate alte câteva milioane de ucraineni. În jur de 70.000 de oameni au fugit în Polonia, o țară în care se află o comunitate ucraineană numeroasă. În orașul Lublin, unii ucraineni s-au strâns în fața primăriei unde și-au cântat imnul național și au făcut apel la solidaritate cu Ucraina. Ani șestcălea, mai e țurca, ona... Вона в'ється в Україні, вона моє, мама, тато, Бенджі жив? Мама, де тато? Мама, чому нема тато? Мама, кіди пшиючи до нас тато? La unul dintre punctele de trecere a frontierei cu Ucraina s-a deplasat și președintele polonez Andrei Duda, care a promis mai mult ajutor Ucrainei. Polska jest solidarna z Ukrainą i uczynimy wszystko, żeby pomóc w tej trudnej sytuacji, zarówno tutaj na miejscu, jak i w głębi Polski. În Ungaria au intrat peste 145.000 de refugiați, în Republica Moldova peste 103.000, în Slovacia 90.000, iar în România aproximativ 57.000. Potrivit estimărilor ONU, până acum au fost uciși cel puțin 331 de civili, însă se bănuiește că numărul real este cu mult mai mare. 840 de copii au fost până acum răniți, iar alți 28 au fost uciși. Războiul din Ucraina apare că nu va lua sfârșit prea curând. Însă, chiar și în aceste condiții, Volodymyr Zelensky se păstrează optimist și crede în armata și în poporul său. Șeful statului vecin a ținut un discurs în urma căruia a mulțumit statelor care au venit în sprijinul cetățenilor săi și și-a arătat admirația față de toți ucrainenii care ies în stradă și nu se lasă intimidați. Сьогодні субота. Субота – це слово на війні. Нічого майже не означає, як понеділок, або четвер, або будь-який інший день. Всі вони стали однаковими. Однаково захищаємо державу, однаково рятуємо людей. Країна не знає більше вихідних. În condițiile în care rușii au făcut prăpăderi mai multe orașe din Ucraina, președintele Volodymyr Zelensky mărturisește că este foarte mulțumit de faptul că măcar o parte din poporul său a primit sprijin indiferent de circumstanțe. Ne-a vdalosia nedopustit humanitarnui crizi na cordoni. Vdalosia organizovati situațiu tak, щоб tisici українських жінок і дітей отримали гідне ставлення. Ніхто не питає, якої вони національності, якої вони віри, скільки у них грошей. Фактично у нас більше немає кордону з Польщею, з дружньою Польщею, бо ми разом на стороні добра. Нам не до кордонів. În aceste condiții, șeful statului se arată încrezător și spune că deja se gândește la cum în scurt timp poporul său va putea să se întoarcă acasă. Я впевнений, що вже скоро ми зможемо сказати нашим людям: повертайтеся. Повертайтеся з Польщі, з Румунії, Словаччини та усіх інших дружніх країн. Повертайтеся, бо загрози більше немає. Ми вже думаємо про майбутнє для всіх українців після війни. Deși are încredere că pacea este cât se poate de aproape, Zelensky le transmite ucrainienilor că au toată admirația pentru mobilizarea din stradă și le cere să aibă credință, să se roage și să nu înceteze să lupte pentru pace.
Я захоплююся кожним українцем, кожною українкою, який протестують, який бере національний прапор і показує російським військовим, що вони програють. Програють обов'язково, бо неможливо виграти у людей, які без зброї в руках зупиняють військову техніку. Молимося за наших військових, допомагаємо нашим цивільним, працюємо заради миру. Слава Україні! Oprită înainte să înceapă, cam așa a decurs evacuarea populației din orașul Mariupol, după ce în zona a fost declarată încetarea focului. Anunțul anulării planului de evacuare a venit după ce armata rusă a reluat ostilitățile pe un segment al coridorului de evacuare. Moscova a precizat însă că, de fapt, forțele ucrainene ar fi bombardat culoarele de evacuare ale propriilor civili. Cu toate acestea, armata rusă a avut timp să filmeze câteva imagini de propagandă în care apar soldați care împart alimente locuitorilor din Mariupol. Today, on the 5th of March, from 10 a.m. Moscow time, the Russian side declares a ceasefire and opens humanitarian corridors for civilians to leave Mariupol and Volnovakia. Acesta a fost anunțul armatei ruse cu privire la coridorul de evacuare care ar fi trebuit să fie deschis în Mariupol. Armistițiul de doar câteva ore a fost declarat în urma unei înțelegeri pe care Moscova a făcut-o cu guvernul ucrainean. Acesta își planificase să evacueze în jur de 215.000 de oameni din cele două zone de conflict. За наступними напрямками: Маріуполь, Нікольське, Розівка, Більмак, Пологи, Оріхів, Запоріжжя. Це перший канал. Ми плануємо вивести біля 200 тисяч людей. Ucraina a fost de acord cu încetarea focului după ce armata rusă a lăsat orașul Mariupol fără apă, electricitate, căldură și mâncare, ceea ce a dus în pragul disperării populația. Însă la doar câteva zeci de minute după anunțul armistițiului, operațiunea de evacuare a fost anulată din cauza faptului că Rusia ar fi atacat o parte a coridorului de evacuare. Forțele ruse au avut totuși suficient timp să filmeze imagini de propagandă în care apar camioane și soldați care le împart mâncare locuitorilor din Mariupol. Asta deși zilele trecute au apărut imagini inclusiv cu soldați ruși care nu au ce să mănânce. Unii locuitori ai orașului au aruncat însă mâncarea pe motiv că ar fi expirată. Orașul Mariupol este principalul centru urban din sud-estul Ucrainei. Pentru Rusia, el este important întrucât face legătura între peninsula Crimea și teritoriile separatiste și reduce și mai mult accesul Ucrainei la Marea Neagră. Orașul este încercuit aproape în totalitate de armata rusă. Harkov, Chernihiv și zonele periferice ale capitalei Kiev, toate au fost bombardate masiv de către armata rusă. Înaintarea rușilor pare însă să fie încetinit deocamdată, mai ales în zona de nord a Ucrainei. În acest nou context s-au mulțit bombardamentele efectuate asupra zonelor civile. Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. S-au dat noi lupte în zonele periferice ale Kievului între armata rusă și cea ucraineană. Forțele Kremlinului încearcă în continuare să reconstruiască podurile care le-ar permite înaintarea către Kiev, însă eforturile lor sunt blocate de soldații ucraineni, astfel că artileria rusă a recurs la bombardarea zonelor civile. Погоріли машини, бачите, що за ракети були, то горя, таке горя. Și orașul Chernihiv, aflat la aproximativ 140 de kilometri nord-est de capitala Kiev, se află într-o situație critică. Chernihiv stă în calea unor trupe rusești care, dacă ar lua orașul, ar avea ulterior drum liber către Kiev. Armata rusă a ocupat tot mai multe poziții din jurul orașului, însă deocamdată nu l-a luat cu asalt. În schimb, i-a bombardat mai multe zone civile. În nord-estul Ucrainei, forțele rusești au demarat un plan de încercuire a orașului Harkov. Armata ucraineană a lansat însă un contraatac, al cărui rezultat este încă incert. În paralel, armata rusă a bombardat masiv Harkovul și a lovit multe ținte civile. Wow!
În sud-estul Ucrainei, forțele ruse au ocupat zone de la periferia orașului Mariupol, iar acesta este înconjurat aproape în totalitate de forțele ruse. Și aici mai multe zone civile au fost bombardate. În sud, armata rusă și-a continuat înaintarea și înspre orașul Odessa, însă într-un ritm mai lent decât în zilele anterioare. Iar în Donbas, forțele ucrainene par să fi stabilizat linia frontului. Peste 66.000 de ucraineni din afara granițelor s-au întors în Ucraina pentru a lua parte la apărarea țării. Traficul pe aeroportul Aricoanda a fost dat peste cap de aeronavele care vin să-și repatrieze cetățenii refugiați din calea războiului din Ucraina. Potrivit conducerii aeroportului, fluxul de pasageri a crescut cu peste 50%. Între timp, pentru refugiați au fost amplasate două corturi de mari dimensiuni în incinta aeroportului. Sute de refugiați veniți din Ucraina trec în fiecare zi prin aeroportul Henri Coandă în drumul spre țările din care provin. Majoritatea sunt studenți sau angajați ai unor companii care și-au închis porțile în țara devastată de război. Iar după ei vin zeci de aeronave care să-i repatrieze. Astfel că fluxul zborurilor a crescut extrem de mult, ceea ce a dus și la aglomerații pe aeroport. Vorbim de mai bine de o săptămână, cred. Am început să avem zboruri. Noi calculăm și putem să dăm informații despre zborurile cu repatriați, adică zborurile care sunt organizate de către ambasade și avem, cred că în fiecare zi, undeva la 10-15 zboruri. Deci, în total, până acum, cred că sunt mai bine de 50-60 de zboruri planificate. Iar până acum, din estimările noastre, ne apropiem probabil de vreo 8.000, poate puțin mai mult, de refugiați care au fost repatriați, de fapt, de drept din Ucraina către țările de destinație, către India, către China, diverse alte țări. Sunt și refugiați care vin pe cont propriu, fără să fie organizați de ambasadele țărilor din care provin. Iar pentru aceștia, reprezentanții aeroportului au instalat două corturi uriașe în care se pot adăposti 1.000 de oameni. Avem o serie de refugiați care au venit pe rutieră sau cu trenurile. Sunt în continuare o serie de trenuri care sunt organizate către CFR și care vin în prezent către Gara de Nord și apoi sunt distribuiți fie către centrele de refugiați, fie către aeroport în cazul în care au zborul planificat, însă numărul lor nu pot să vi-l spun pentru că nu avem date identificate pentru fiecare dintre ei. E foarte aglomerat în continuare, adică chestiunea pe care am încercat să o limităm este să nu blocăm aeroportul, pentru că vorbim de o creștere a traficului în perioada asta. Noi estimăm să fie peste 45% față de ce se întâmplă în mod normal. Adică dacă ne uităm pe cifrele pe care le-am avut în 2019, aș putea spune că în zilele, în ultima săptămână sau ultimele 10 zile, cred că traficul este chiar mai mare decât a fost în 2019. Din cauza aglomerației, conducerea aeroportului îi roagă pe ceilalți pasageri să vină cu 2-3 ore înainte de ora cursei și să dea dovadă de înțelegere. Singurele chestiuni legate de securitate sunt generate de creșterea fluxurilor. Asta e și motivul pentru care am făcut apel și ieri prin comunicatele pe care le-am dat ca oamenii să dea dovadă de puțină înțelegere în perioada aceasta. Sunt aglomerări foarte mari și pe fluxurile de intrare și pe fluxurile de ieșire. Pe fluxurile de ieșire, rugămintea este ca oamenii să vină cu cel puțin 2 ore, 2 jumate înainte la aeroport, astfel încât să putem să-i procesăm. Nu o să rămână nimeni neprocesat, însă o să apare diverse întârzieri. În rest, nu am avut probleme de securitate, sunt doar chestiuni, incidente minore, bagaje uitate, oamenii pleacă în grabă și își uită bagajele în aeroport, dar nu am avut niciun incident serios de securitate. Puțini români au rămas imuni la ceea ce se întâmplă în Ucraina și cu atât mai puțini au rămas de piatră când au văzut suferințele refugiaților ucraineni care își caută scăparea în Europa. Iar tot mai mulți au pus umărul la ajutorarea ucrainenilor fugiți din țara lor, dar și a celor rămași sub gloanțele și rachetele lui Vladimir Putin. Asociația 21 decembrie s-a alăturat și ea celor care dau o mână de ajutor pentru ucrainieni, fie ei rămași în țară, fie ei fugiți din calea războiului. Asociația a organizat o acțiune umanitară prin care strânge donații și ajutoare care vor ajunge la ucrainienii atât de greu încercați în această perioadă. Teatrul Național, kilometru zero al democrației, o acțiune umanitară pentru vecinii noștri ucrainieni aflați grea încercare. Lumea participativă vine, aduce un mic dar, alimente, hăinuțe,
inclusiv jucării. Copilașii din Ucraina se bucură să se bucure în momentul în care se reprimească. Deci e o chestiune de omenie și acest lucru se face în toată țara și este excelent. Oamenii care au venit în piața universității au adus de toate, de la alimente până la jucării. Ba chiar au venit cu pachetele etichetate pentru a fi împărțite mai ușor acolo unde este nevoie. Zeci de tiruri cu sute de tone de alimente, apă și îmbrăcăminte au trecut până acum granița în Ucraina. Ajutoare strânsă de la oamenii cu suflet din toate colțurile țării. Președintele Senatului Florin Câțu vrea garanții că majorarea bugetului armatei la 2,5% din PIB se va face și se va respecta pe termen lung. Astfel, liderul liberalilor a anunțat că săptămâna viitoare va cere adoptarea unei hotărâri a Parlamentului prin care să se garanteze această măsură. Săptămâna viitoare voi cere adoptarea unei hotărâri a Parlamentului prin care să garantăm alocarea de la buget a 2,5% din PIB pentru apărare. Este un vot important care ne asigură că orice guvern de acum înainte va aloca această sumă, a anunțat Florin Câțu într-o postare pe Facebook. O astfel de măsură ține de securitatea națională, iar anunțul făcut de liderul PNL se leagă și de declarațiile acestuia de zilele trecute, când afirma că orice măsură care privește securitatea națională va trece prin Parlament într-un pachet de legi. Au fost discuții, așteptăm forma finală și îl voi trece prin Parlament în regim de urgență. Este, cred că au fost discuții în CSAT, cred că așteptăm la guvern să vină forma finală, dacă mai sunt detalii, dar noi suntem pregătiți în Parlamentul României să le trecem prin procedură de urgență tot acest pachet pentru securitatea națională. Anunțurile lui Florin Câțu vin după ce marți președintele Klaus Iohannis a declarat că s-a decis în CSAT majorarea bugetului armatei. Este nevoie de creșterea capacității de apărare a statului român. În acest sens, consider că se impune creșterea procentului din PIB alocat cheltuielilor de apărare de la 2%, cât este în momentul de față, la 2,5%. Uniunea Europeană vine cu o propunere neașteptată. Apelează la principalul partener strategic al lui Vladimir Putin pentru a încerca să stopeze războiul. Ne întoarcem cu detalii în scurt timp, după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Am revenit la știri. După 10 zile de război și două runde de negocieri între Rusia și Ucraina, Uniunea Europeană vine cu o propunere neașteptată. Principalul partener strategic al lui Putin, China, ar trebui să fie mediator. În condițiile în care Statele Unite și Europa nu par că ar putea pune capăt războiului, statul condus de Xi Jinping ar fi cea mai bună soluție. Soluția crizei din Ucraina ar putea veni chiar din partea Chinei, partenerul cel mai de seamă al Rusiei. Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, a susținut în cadrul unui interviu pentru o publicație spaniolă că rolul de mediator al acestui conflict ar trebui preluat de Beijing. Nu există alternativă. Noi, europenii, nu putem fi mediatori, asta este clar. Și nu pot fi nici Statele Unite ale Americii. Cine altcineva? Trebuie să fie China. Am încredere în asta. Totuși, nu există încă un plan pentru posibila intervenție a Chinei în negocierile dintre Ucraina și Rusia pentru pace. În negocierile pentru pace dintre Ucraina și Rusia. Noi nu am cerut acest lucru și nici ei nu au cerut. Josep Borrell susține rezolvarea diplomatică a acestui conflict armat care s-ar putea extinde dezastruos asupra Europei. Astfel, discuțiile pentru pace dintre Kiev și Moscova sunt un aspect unde China trebuie să joace un rol, a subliniat el. Solicitarea NATO vine după ce purtătorul de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe, Wang Wenbin, a clarificat că Rusia și China sunt parteneri strategici, dar nu aliați, după cum se temeau marile puteri occidentale. În plus, China a susținut deja negocierile pentru pace în mod public. În cadrul unei convorbiri telefonice cu Vladimir Putin, președintele Chinei, Xi Jinping, a declarat că susține rezolvarea crizei ucrainiene fără arme, după cum arată o redare a discuției difuzate vineri de televiziunea de stat chineză CCTV. Xi a subliniat că situația din estul Ucrainei a suferit schimbări rapide și China sprijină Rusia și Ucraina să rezolve problema prin negocieri. Mai mult, China se arată îngrijorată de posibilitatea unui război nuclear și insistă asupra necesității stabilizării securității, în contextul în care trupele rusești au atacat deja centralele nucleare de la Cernobâl și Zaporojie.
Declarații controversate făcute de fostul capitan al Rapidului, Daniel Pancu, cel care timp de un an și jumătate a jucat la Tere Groznăi, echipa patronată de temutul lider cecen Ramzan Kadyrov. Acesta a spus că apreciază la ceceni felul în care respectă tradițiile, inclusiv posibilitatea să-ți omori femeia. Daniel Pancu, fost jucător al Naționalei României, a evoluat timp de un sezon și jumătate la Terek Groznăi, formație patronată de liderul sângeros al Ceceniei, Ramzan Kadyrov. Întrebat ce apreciază cel mai mult la ceceni, Pancu a răspuns: acolo pot să omor femeile oricând. Nu neapărat că sunt de acord cu așa ceva, dar mi se pare că ei își păstrează niște tradiții cu care eu sunt de acord. Asta e viziunea mea despre viață. Nu putem să mai fim niciodată ca ei. Îmi pare rău să spun lucrul ăsta, dar suntem foarte departe de ei. Intervievat de B1 TV, Pancu a încercat să dreagă busuiocul după această declarație. M-am schimbat, n-am fost înțeles foarte bine, chiar și în situația asta cu femeile, îmi cer scuze dacă au fost interpretate altfel. Dar v-am spus, eu mă refeream strict la om, la omul pe care l-am cunoscut eu atât. Modul în care se comportă musulmanii, au credință, au cultura muncii, au respectul față de părinți, sunt lucruri și valori pe care nu le mai văd în România la copiii noștri, ce am specificat foarte, foarte clar acum. Deci vă rog frumos să mă scoateți din orice idee de politică, pentru că nu fac și nici nu mă pricep în primul rând. Întrebat despre războiul din Ucraina, Daniel Pancu a preferat să nu ofere niciun răspuns clar. Nu sunt de acord cu războaie și să moară oameni. Am spus doar că ei sunt un popor naționalist, i-am cunoscut, mi-a plăcut ce am văzut acolo. Atât, nici n-am locuit în Grozii, dar ei cum se comportă, stilul lor de viață, mi-a plăcut mie și cu asta basta. Însă a explicat de ce l-apreciază pe temutul lider cecen Ramzan Kadyrov. Să fie clar, sunt total apolitic, nu mă pricep la politică, nu sunt niciodată de acord să moară oameni nevinovați din război. Am fost întrebat despre un om alături de care am trăit un an și jumătate. Am avut chiar onoarea să fiu invitat personal la un prânz cu el, de fapt, lucru care nu se întâmplă mai nimănui. L-am cunoscut foarte bine, mi-a transmis întotdeauna o senzație de lider adevărat și de respect și de forță. Daniel Pancu a jucat timp de un an și jumătate la Terek Groznăi din vara lui 2008 până la începutul anului 2010. În Cecenia, el a fost coleg de echipă cu alții doi români, Florentin Petre și Andrei Margăritescu. În plin război provocat de Vladimir Putin, singurul ucrainean medaliat la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing se ascunde într-o parcare din Kiev, împreună cu familia sa, de teama atacurilor din capitală. Ucrainianul Oleksandr Abramenko se ascunde în parcarea clădirii de apartamente în care locuiește alături de soția sa, Alexandra, și de fiul lor de doar 2 ani, Dmitri. Sportivul consideră parcarea mai sigură decât apartamentul pe care îl avea la etajul 20 în apropiere de principalul aeroport al Kievului. De asemenea, ucraineanul a dezvăluit că nu intenționează să rămână în Kiev și că pleacă împreună cu familia sa către granițele cu Slovacia și Ungaria. Capitala Ucrainei este principala țintă a atacurilor armatei rusești, însă până în prezent, ucrainienii au făcut față asaltului. Oleksandr Abramenko, în vârstă de 33 de ani, este un schior acrobatic de top, medaliat olimpic de 5 ori și purtătorul drapelului ucrainean la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă din Beijing. Abramenko a ajuns să ocupe locul al doilea la proba de schi liber masculin și a câștigat prima medalie de argint a Ucrainei la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing 2022. În urmă cu 2 săptămâni, sportivul a ajuns în atenția publicului cu un moment petrecut după proba în care s-a clasat pe poziția a doua. Pe internet a apărut o fotografie cu el în care își îmbrățișa rivalul rus Ilya Burov după încheierea competiției de la Jocurile Olimpice. Poza îmbrățișării lor a apărut și în scurtul videoclip redat la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Beijing. Doamnelor, domnilor, atât cu știrile pentru această oră. Urmează Europeo și apoi emisiunea Condamnații. Eu vă aștept cu noi informații extrem de importante la Jurnalul Nopții de la ora 23. Rămâneți cu B1 TV.